Sălășenii care își caută un loc de muncă au la dispoziție în această perioadă 51 de locuri de muncă. Cele mai multe posturi, respectiv 30, sunt libere în industria confecțiilor. Angajatorii din județul Sălaj oferă în această perioadă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 51 de posturi vacante. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, cele mai multe posturi vacante, respectiv 30, sunt libere în industria confecțiilor, unde se caută pentru angajare confecționier asamblor articole din textile și muncitor necalificat. De asemenea, în servicii sunt disponibile 9 posturi pentru inginer automatist, șofer autocamion, mașină de mare tonaj, manipulant mărfuri, șofer electrician instalatori, instalații tehnico-sanitare și de gaze, iar în industria alimentară sunt oferite șapte posturi pentru ospătar, bucătar și femeie de serviciu. Șanse de angajare au în această perioadă și cei care vor să-și desfășoare activitatea în turism, unde este liber un post de agent turism în sănătate și asistență socială, unde se caută doi asistenți medicali generaliști, dar și cei care vor să activeze în industria lemnului, aici fiind disponibile două posturi de croitor. Să care vor să afle mai multe detalii despre locurile de muncă vacante. Se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de muncă Sălaj sau pot suna la numărul de telefon 0260612463.